brizi aici, să trecem porzi peste tot cu cei ce s-au organizat. Mă duceam, rodeam pietrele de așa. Nu tot făceam aici, nu făceam asta, aici. Intram pe, rodeam. Eu n-am timp, n-am mașină, m-aș duce exact la București, vă spun ce-s dit. Scena, am că mi-e groază să văd așa un iz, politică peste tot și nimic. Să suferi cineva care n-are nicio treabă și ar trebui să distreze, să bucure și piață, și neamul, și locatari, și locanții din oraș. Scena care este demontată așteaptă în același loc. Anul ăsta sunt alte prevederi și nu se poate organiza. La amfiteatru acolo sus, la Brazu, se poate face ceva ca să se pierde? Poțin? La amfiteatru, la Brazu, se poate face, organiza ceva? Nu, e același lucru. Adică să stie și lumea distanțată cu pământul ăla în spate, chestia grămadă, sau aici e grămadă. Se pune problema de grupuri, dacă s-au stabilit șase persoane. Nu o să iasă lumea, sigur că le-i frică din casă. Nu discutăm. Ei, nu o să iasă. La Dărmănești era 50 de ori. La Bacău, pe 21. Acum, recent. Fără filmarea. Unul lângă altul. Unul lângă altul și lumea de pe stradă era mai puțin, că le-i frică. Poliția în spatele lor. Acum are cu mâși, că se vede că-s cu mâși, domnul. Nu e aceeași rege pentru toți? Nu știu, am să mă interesez. Nu știu la ce s-a întâmplat la Dărmănești și ce repercursiuni au. Ce mai e așa groază asta omenirii, pentru că tot timpul se exercită presiuni, amenințări. Îți face dosare, vă spun ce este, chestia asta mă îngrozește. Nu a spus nimeni chestia asta, a spus că următor. Că zădărnicerea bolii. Să respecte prevederile din lege și cu asta e... Respect o lege care... Cine a spus treaba asta că face sau nu face, dar nu s-a pus nimeni să facă un lucru sau... Eu, mă credeți, am venit aici cu buletinul în buzunar, să-l dau la o autoritate de asta care, mă rog... Și vă mai spun încă un lucru... Să facă dosar penal din prima. Nu, dar nu e așa, dar nu, dar eu vă spun eu pe mine, să facă dosar penal, că eu vreau să mă distrez cu copilașii ăștia, nu eu, pe ei să-i distrez. Dar ăștia așteaptă de un an de zile, au investit, au făcut. Noi venim și le luăm bucuria și luăm și bucuria celorlalți, a părinților, a bunicilor, asta. Tot îi băgăm spaima zi de zi în ei, că nu e corect, vă spun cinstit, nu știu, poate... Ei o organizare, îi pusă la cale să nu se facă evenimente, dar nu e, asta e o mascaradă care nu mai scăpăm de ea.